Am vrut să ne întâlnim într-un studio aici la Mihai Orășanu, pentru că știu că un producător petrece mult timp la montaj, la procesarea sunetului. Cum e pentru tine program ca producător? Variază de la film la film, nici o zi nu este la fel, ceea ce îmi place, pentru că nu-mi place rutina. Iar eu sunt participantă la fiecare etapă a unui film, de la ideea scenariului până la postproducție, sunet, montaj, mixajul de final și pe urmă distribuție, festivaluri și așa mai departe. Filmul e ca copilul tău, deci îl trimiți la facultate, dar încă e copilul tău. Deci niciodată nu ți este munca terminată la un film, chiar și peste ani de zile, tot ceva mai se întâmplă, mai intervine și trebuie să... Chiar dacă lucrezi deja la un alt film, trebuie să mai ai grijă de copilul tău mai mare, cum ar veni. Unde e casa de producție pentru care lucrezi? E casa mea de producție. Este în Hollywood, în North Hollywood, în Los Angeles. Și este o casă independentă de producție pe care eu cu soțul meu am fondat-o în 2004. Se numește Nightfall Pictures. Și facem mai mult filme horror, dar sigur, mai facem și un thriller și o dramă, dar în general sunt specializați pe filme horror independente. Deci noi suntem independenții din Hollywood. De ce v-ați ales statutul ăsta? Nu ni l-am ales, câteodată lucrurile pur și simplu se întâmplă. Brett deja avea un nume, să zic, ca regizor de horror, a început cumva să regizeze mai mult horror, îi plăcea genul, dar sigur că vrea să facă și alte filme, alte genuri, dar a lucrat cu un producător care asta făcea și pe urmă, având numele, când am fondat noi compania de producție, ne-a fost mai ușor să găsim finanțare, să facem filme horror decât alte genuri. În același timp, eu după ce m-am mutat în Los Angeles, la începutul lui 2001, din România, nu știu, pur și simplu s-a întâmplat să găsesc de lucru numai pe platou de filmare, chiar dacă n-aveam mașină și încercam, îmi trimiteam CV-uri la diferite birouri de producție, agenții și așa mai departe, pentru că vreau să merg în același loc în fiecare zi, neavând mașină și neconducând, dar cumva numai de lucru mi-am găsit pe platou de filmare și numai în lumea filmului independent. Și mi-a plăcut acea libertate de creație și de a nu trebuie să dai socoteală foarte mult nimănui. Și am zis că e pentru mine, pentru că eu sunt o fire independentă și mai nonconformistă și nu prea îmi place să merg cu aprobări, cu cereri, să mi se spună nu, nu accept nu. Și pentru mine lumea independentă mi-a venit ca o mănușă. Chiar dacă sunt bani mai puțini, dar trebuie să fii creativ și la bugete. De fapt, cum v-ați cunoscut voi de... Noi ne-am cunoscut, eram pur și simplu în anul, terminasem anul 2 de facultate, eram studentă la UNATC, secția comunicare audiovizuală, care era ca o scenaristică filmologie și am vrut să facem practica de vară, care era la vremea aceea, pe un platou de filmare. Și doamna mea la Cernat a vorbit cu domnul Vlad Păunescu și a zis, am și eu niște fete, pot să vină să vadă și ele ce se întâmplă pe platou de filmare, dânsul a fost foarte drăguț, a acceptat. Și la filmul respectiv, care se turnea în momentul respectiv, l-am cunoscut pe Brett, care și el era proaspăt absolvent de la Boston University, secția de film. Și așa ne-am cunoscut. Și a fost o dragoste care a durat mai la distanță de câțiva ani. Sigur, am mai venit, m-a vizitat și așa mai departe. Și căsătoria, practic, era singura soluție să putem să locuim în același loc. Nu că ne-a deranjat lucrul ăsta. Deci, n-ai avut mare contact cu industria românească de film? Foarte puțin. Pentru că eu, cum am terminat facultatea în 99, sigur am lucrat și după aceea cam un an jumate până să plec din țară la Castel Film. Lucram la producția de reclame și am lucrat la Media Pro la un serial documentar care nu s-a mai terminat niciodată. Dar nu enorm de mult, pentru că am plecat repede. Deci aveam, nu știu, 24-25 de ani când am plecat, nu știu, cred, 24. Am înțeles. Impactul bănuiesc a fost destul de mare pentru tine. A fost destul de mare. A fost foarte mare, a trebuit să mă obișnuiesc. Eu am și o fire foarte, cum să spun, nerăbdătoare. Vreau să mă obișnuiesc repede, să fac totul repede. Și înainte, în vara lui 98, am avut o bursă la Paris. Iar la Paris m-am obișnuit în a doua zi, eram ca la mine acasă. Ori în Los Angeles, a doua zi, nu eram ca la mine acasă. În prima jumătate de an, nu eram ca la mine acasă. Deci, cu cât îmi doream să mă obișnuiesc și îmi plăcea, a durat... pentru mine procesul de adaptare mai mult. Nu mai aveam nici familia, nici suportul de susținere, nici prietenii cu care ne ajutam să ne găsim de lucru unul la altul și așa mai departe. Deci pentru mine
Chiar dacă Brad m-a ajutat cu tot ce putea, a durat mai lung pentru mine procesul de adaptare și spun asta fără nicio reținere. Pur și simplu așa a fost. Ai rămas în continuare membra Uniunii Cineștilor? Da, da. Cum? Știu că e ciudat. Am intrat imediat după facultate și nu știu de ce. Practic mai mult mama cumva a vrut. E ceva pentru ea important. E ca un statut pe care și în același timp nu mă deranjează numai că eu nu pot participa deloc la nimic, dar așa s-a întâmplat. E și un mod de a păstra legătura cu oamenii de aici? Absolut este și sper că la un moment dat să colaborăm cumva mai mult. Știu că Urcine are probleme acum cu lipsa de spațiu și așa mai departe și o situație tristă și domnul Damian tot încearcă să rezolve lucruri și sper să reușească la un moment dat, dar la un moment dat cine știe, poate creăm un eveniment. Am încercat de data asta, n-a mers, poate data viitoare. Ce faci acum? Acum tocmai am terminat un film care se numește High Death, este tot o antologie de film horror. Este ca un sequel, nu ca un, e un sequel la High Eight, filmul care l-am făcut înainte, prin 2013 l-am turnat, a ieșit prin lume prin 2014 și l-am terminat pur și simplu cu o seară înainte să vin aici. Era mixajul final gata și așa mai departe. A avut o premieră deja în New Jersey și acum o să aibă premiera europeană în mai, într-un festival de film din Anglia. O să urmeze tot în mai un festival de film din Germania care se numește Weekend of Fear. Și pe urmă, tot în mai, o să ruleze la un drive-in din America, dintr-un stat din Indiana, care drive-in-urile, cum și toată lumea, sunt pe cale de dispariție de peste 20 de ani, dar acolo încă unul care funcționează și programatorul ne-a cerut filmul fără să-l vadă. Deci a fost foarte, foarte simpatic. Pe urmă, mai este un festival în august și sigur că până în august o să se întâmple alte lucruri cu filmul. Cum reușești să-ți faci conexiunile? Pur și simplu se întâmplă, pur și simplu cunoști oameni fie și la târgurile de filme, fie și pe internet în ziua de azi, fie pur și simplu toată mergând la petreceri, deci pur și simplu mergând la ziua cuiva de naștere, la un moment dat mi s-a oferit un job la un film. Ce se întâmplă? Trebuie să fii social și să vorbești cu oamenii și să ieși și așa se întâmplă. Și la un moment dat începi să-ți formezi relațiile, un sistem de relații, dar în același timp cunoști și oameni noi. Și oamenii în America sunt deschiși. Deci dacă scriu cuiva un e-mail frumos, respectuos, am șanse să mi se răspundă și să încercăm să colaborăm. Nu trebuie să eziți să o încep cu dumneavoastră sau vă rog sau... Pur și simplu e o formă mult mai directă și firească de comunicare și pur și simplu câteodată pot doar că îi se scriu cuiva unui e-mail fără să cunosc acea persoană sau trebuie câteodată pentru că ai nevoie de distribuitor sau, de exemplu, nu-ți mai place cu distribuitorii cu care ai lucrat și așa mai departe și atunci vrei să încerci noi colaborări cu alți oameni și te uiți ce companii, alte companii sunt pe piață și care îți plac mai mult sau care ceea ce fac cu filmele pe care le au și așa mai departe și începi să-i contactezi, să vezi, e ca o căsătorie, tu îl vrei, dar să vezi dacă te vrea și el și... Cam așa se întâmplă lucrurile, pe scurt. Cum te descurci cu etapele producerii, realizării, distribuirii filmului? Ai zis că faci toți pașii. Uh-huh. Povestește-ne despre un film, de exemplu. Fiecare film are, sinceră să fiu, povestea lui și nu este nimic ca o rețetă. Probabil că... De exemplu, ok, doar un film. Să zic Plagers, care a rulat și aici la HBO, a fost cumpărat de HBO, a rulat la câteva, la un moment dat. Soțul meu scria niște scenarii pentru o altă companie de producție și îl plăteau foarte bine, dar ei nu făceau filme. Și la un moment dat i-am invitat pe platourile noastre de filmare să vadă cum filmăm și așa mai departe, le-a plăcut. Și în același timp noi găsisem un studio care aveau... Deja decoruri construite de film științifico-fantastic și aveau un green screen. Și ne gândeam că, pentru că prețul lor era foarte bun, ne gândeam să scriem o poveste în jurul acelor decoruri. Ceea ce am și făcut și am filmat prospecția la în studio respectiv și așa am creat un pitch. Și așa am găsit prin ei
investitor pentru filmul respectiv. Sigur că a durat cam un an de zile să punem toată finanțarea cap la cap. După aceea a început procesul de pregătire care la filmul acela, pentru că era Scientific Fantastic Horror și trebuia să construim decoruri pe lângă cele care erau acolo ca o completare și să fie în stilul celor care erau acolo, miniaturi, costume și așa mai departe, a durat cam cel puțin 3-4 luni doar pregătirea, plus găsirea colaboratorilor, că intervievez și pentru, de exemplu, pentru filmul ăla a fost foarte dificil să găsim un scenograf. Am intervievat 8 oameni care până am simțit că am găsit persoana potrivită, care chiar poate să facă munca respectivă și care putem să lucrăm ușurel. Pe urmă, sigur, durează, la fiecare film e diferit, aici am avut efecte. Filmarea în sine, filmarea nu durează mult, că nu avem foarte mulți bani, deci nu avem multe zile de filmare. Chiar și la filmul ăsta la care am avut mai mulți bani au durat decât 3 săptămâni. Postproducția durează mai mult la noi pentru că așa durează. Filmezi filmul repede, dar în postproducție petreci mai mult timp, câteodată mai mult decât ți-ai dori. Durează totul mai mult și în ziua de azi și datorită problemelor tehnice. De exemplu, la ultimul film de asta l-am terminat atât de târziu că aveam niște fișiere de sunete care au fost corupte. Și noi tot primeam ultima variantă, dar ultima variantă avea greșeli, a doua variantă avea alte greșeli și supervisorul de la postproducție tot încerca să le repare și pe urmă ne-am dat seama că fișierele au corupte și a durat mai mult să fie totul reparat și așa mai departe. Deci postproducția pentru noi durează foarte mult pentru că ne și place să încercăm să reparăm tot ce putem filmare în grabă cu minuțiozitate la montaj. La fel, sunetul este foarte important pentru noi și Brad are, e un pic, eu sunt spaima motorilor pentru că nu-i las în pace, iar el este spaima inginerilor de sunet pentru că are și un simț foarte bun și este foarte, foarte exigent la capitolul acesta. Ceea ce ne place este lucrul cu compozitorii. Pentru mine este ceva nou în România. Nu se face atât de muzică originală de film. În facultate foloseam doar diferite coloane sonore sau tot ce era făcut. Dar este, pentru mine, întotdeauna a fost o noutate să lucrăm cu compozitori, să creăm un soundtrack original pentru film și este pentru mine ceva care îmi place. La fel durează, dar nu atât de mult. Dacă ai compozitorul potrivit și rezonezi cu el și ai mai lucrat cu el, chiar dacă stilul se schimbă de la film la film, tot este o aventură frumoasă. Action! La fel, distribuția poate să dureze până găsești distribuitorul o vreme, dar de la momentul în care ai semnat contractul până filmul iese pe piață, durează cel puțin 6 luni. Pentru că sunt tot felul de lucruri de pregătit, pe lângă promovări și crearea DVD-ului și așa mai departe, totul durează. Oricum, pentru genul ăsta de film, horror, thriller, e foarte important sunetul. De exemplu. Este foarte important și mai ales vorbeam de filmul Players, care este film științific fantastic. Sigur, pe platou sunetul era, ce am înregistrat era foarte bun. Problema este că este numai atât, tu trebuie să creezi o lume. Deci lumea o creezi în postproducție. De asta am probabil că am lucrat la sunet la filmul acela probabil că un an de zile, știu că pare enorm de mult, dar creezi fiecare sunet. Sunt pur și simplu, crezi totul de la zero. Pentru că în afară de vocile actorilor, nu ai nimic. Deci totul este creat în postproducție. Deci mai ales la filmul acela a fost o muncă titanică.
up here. You guys okay? Electrical unit's trashed. Looks like somebody ripped it out. What the hell was that? What is it, Riley? Did you see something? No, but I heard it. Something here! It's in the wall! Mason, what's going on? Come on! Cred că și standardele săilor de cinema sunt destul de... Sunt. Mari. Sunt. Absolut. Și noi trebuie să ținem cont de ele când... când facem ceea ce facem, absolut. Și apoi spectatorul trebuie să sperie, nu? Și asta vine și din imagine, dar foarte mult vine din sunet. Și din sunet, absolut. De asta Brett tot timpul le spune celor de la sunet, din postproducție, vreau să aud muzica mai mult, vreau să aud diferite sunete mai mult, pentru că el știe că care sunt sunetele care creează acel impact. Nu poate totul să fie la același nivel. De asta mixajul este foarte important, pentru că vezi când trebuie muzica adusă să fie mai ridicată, la fel diferite stinger, cum le spunem noi, diferite sunete scurte de muzică care sperie spectatorul foarte repede. Și fanii filmului horror sunt foarte exigenți. Ei sunt foarte pasionați și cumpără filmele și le colecționează, dar sunt și foarte exigenți. De asta trebuie să le ofer tot timpul ceva nou, diferit, original, ceea ce rezonează și cu noi, pentru că nu vrem să facem același film cu aceleași formule, rețete. E plictisitor și pentru noi. Cum lucrați, cum vă faceți castingul? Pentru că bănuiesc că sunt niște reguli. Sindicatele au și ele niște reguli. Deci toată lumea funcționează în un anume sistem. Absolut, sunt reguli și nu lucrez la fiecare film prin sindicatul actorilor, câteva filme le fac, depinde de buget, fără sindicat. Când lucrez cu sindicatul actorilor este totul mult mai complicat și procesul durează mult mai mult și mai scump. Castingul, practic, eu îl fac. Eu mă ocup de asta pentru că vreau să am eu contactul cu actorii de la început, pentru că vreau să le dau toate informațiile necesare să se pregătească pentru audiție. Deci eu mă ocup de închiria de spațiu pentru că vreau ca actorii să se simtă în siguranță. Și asta am avut o grijă întotdeauna pentru lucrul acesta, pentru că acum sunt scandaluri de la Hollywood care sunt adevărate, dar eu știam de diferitele oricum dinainte lucrând acolo și din cauza asta vreau ca actorii întotdeauna să se simtă în siguranță când vin la noi la casting. Adică să fie un spațiu public, ușor de găsit. Și eu mă ocup la fel de programare, de audiții, pentru că vreau ca toată lumea să aibă acces la mine dacă au întrebări, cum să ajungă, orice întrebări legate de rol, pe lângă ce le trimit eu, materiale și așa mai departe. Pe urmă, sigur, procesul în sine e diferit dacă ai nevoie de un actor care are un anumit nume. Deci atunci trebuie să mergi prin agenții lor și așa mai departe. Negocierea o fac cu agenții lor. Dar, sinceră să fiu, nimic nu mă sperie. Dar atâta vreme, orice actor ar fi, atâta vreme, chiar dacă are un nume sau chiar dacă nu are niciun nume, îl tratez cu respect și de toate informațiile posibile. Este cel mai important lucru. Și dragoste, pentru că au nevoie aproape de întotdeauna de mai multă afecțiune decât alți oameni de pe platou de filmare, care și au nevoie de respect și de afecțiune, dar actorii au o sensibilitate anume și trebuie respectat lucrul ăsta, pe mine chiar nu mă deranjează. Voi aveți un control destul de mare asupra oricărui film, bănuiesc. Absolut. Fiind o casă mică de producție. Sigur. Controlați toate aspectele procesului. Da, pentru că asta este diferența majoră între filmele de studio și cele independente. A filmul de studio ți se spune întotdeauna ce să faci, cum să faci. Iar la noi, cum am menționat anterior, nu avem bugete atât de mari, dar pentru noi creativitatea este mai importantă. Și procesul de creație, sigur că dată mai depinde cu ce film faci. De exemplu, dacă am avut un caz în care niște distribuitori ne-au dat bani să facem un film și singura lor condiție a fost să punem niște kickboxeri
în film și o actriță dintr-un film al nostru anterior care le-a plăcut. Deci mai ai anumite momente în care trebuie să ai niște compromisuri, dacă nu sunt atât de mari, este alegerea ta. Pentru noi nu a fost ceva grav, am putut lucra în jurul cerințelor lor, pentru că în rest am avut libertate de creație. Dar noi avem libertate de creație absolut în tot ceea ce facem și mai ales în ultimile, cele două antologii pe care le-am menționat de filme au venit din această necesitate a diferitor regizori cu care ne-am împrietenit și care erau regizori independenți, dar la fel trebuiau tot timpul să cedeze prea mult cerințelor investitorilor lor ca să facă filme horror comerciale, ceea ce este de înțeles, dar ne-am decis să facem, cumva să ne întoarcem la inocența pe care aveau ei când începuseră să regizeze la începuturi, cu prietenii, cu bani puțini, și am zis, haide să încercăm să creăm un proiect de film în care să folosim experiența pe care o avem acum și profesionalismul și ce am învățat în toți acești ani, dar să adăugăm creativitatea, inocența și libertatea anilor în care toți ei au început în adolescență, în care pur și simplu luau o cameră de filmat în spate și mergeau cu prietenii în pădure și făceau un scurtmetraj sau un lungmetraj. Absolut. Și din dorința asta a pornit aceste antologii și eu pur și simplu noi le dăm libertate. Eu cu Brett suntem și producători executivi și le dăm libertate totală de creație. Văd scenariile, știu ce se întâmplă, dar nu intervin cu nimic. Chiar dacă părerea mea aș schimba ceva la scenariu sau aș schimba ceva la casting, nu-mi place în mod necesar un actor sau nu mi se pare suficient de potrivit, dar nu spun nimic, pentru că asta este scopul proiectului. Ce faceți în continuare? Ce v-ați propus, de fapt? Probabil că o să continuăm seria acestei antologii ca să creăm o trilogie. Și după aia ne oprim și o să vedem ce alt film o să facem. Ne-am gândit că o trilogie ar fi frumos, interesant. Dacă am făcut deja două, deci să nu mai facem una. Și probabil că spre toamnă, vară-toamnă o să începem filmările. Mai ales că segmentele pe care eu și Brad, el le-a regizat, eu le-am produs, se bazează pe experiențele noastre din lumea filmului. Și în primul avem, se numește The Scout, prospecția, avem un cuplu, actriță, regizor care merg în deșert, mașina nu le mai funcționează, diferite lucruri se întâmplă, dar tot la fel se bazează pe experiențele noastre din film. Al doilea, din High Def, pe care tocmai l-am terminat, se numește Call Reed. Este despre procesul audițiilor din Los Angeles și o actriză care merge la audiție și audiția, să spunem, nu se termină bine. Și am dorit să continuăm această temă încă într-un film. Avem deja niște idei de scenarii, lucrăm la scenariu în prezent. Așa că am dorit și pentru noi ca să continuăm discuția despre, cu spectatorii, despre lumea filmului, cu lucruri inedite pe care oamenii nu le știu, și în general ca o trilogie ni se pare că ar fi interesant de explorat și se va numi High Fear. Așa că tema va fi pentru regizor, de ce ți este ție frică ca persoană. Încearcă să explorezi asta într-un segment pentru film. Apropo de audiții, cum ați receptat voi toate mișcările astea din lumea filmului de care se face mare caz? Cum vi se par vouă?
cred că cel mai bine ar fi de spus că, în primul rând, Harvey Weinstein, noi știam, deci nu știam de hărțuirea sexuală și ce face cu actrițele, dar știam că avea o reputație oricum proastă prin felul în care se comporta cu toată lumea, inclusiv cu regizorii. Faptul că am auzit toate poveștile legate de hărțuire sexuală nu mă miră în același timp. Deci chiar cred că el a făcut lucrurile acestea. Și de asta spun și întotdeauna am știut că anumite lucruri se întâmplă, nu în această măsură și nu la gradul la care despre care am aflat recent, dar eram conștientă de cazuri, de asta, și plus că sunt reguli, vorbeam de reguli, nu ai voie să faci casting la tine acasă, deci trebuie să fie într-un spațiu public. Deci când orice producător te cheamă acasă, este ceva neregulă, deci nu te duci. Sigur că cred că fiecare caz e diferit, dar în general, din păcate, aceste lucruri s-au întâmplat. Crezi că asta le conferă femeilor un statut special acum în industrie? Sper. Eu nu am avut, ca să fiu sinceră, probleme de hărțuire sexuală. De când sunt acolo, nu mi s-a propus absolut nimic, nu avem nicio problemă. Singura mea problemă a fost când mergeam și cu potențial investitori sau cu alți producători. Eram singura femeie din cameră. Și toți se uitau la mine, nu știu cine e și fata asta din România, este soția lui, deci nu știu de ce știe, dacă are vreun creier în cap, arată și cum arată, nu este așa, nu este office, că nu sunt, pentru că stilul meu este stilul meu și nu o să mă conformez la nu știu ce. Și întotdeauna simțeam că întotdeauna trebuie să dovedesc că ceea ce fac, că știu ceea ce fac și că sunt în stare și că pot să am o discuție cu ei. Și vorbind despre, eram în situația în care deja produsesem filme. Nu mă întâlneam să mi se dea finanțare pentru primul meu film, deși și până în acel moment avusesem experiență ca regizor secund, ca director de producție, scenarist și așa mai departe. Dar întotdeauna am simțit nevoie că eu trebuie să dovedesc că știu ceea ce fac. Pe lângă ceilalți din cameră nu trebuiau să dovedească acest lucru. Și pe urmă chiar mă enervam mergând acasă, că după ce îi cunoșteam, că aflam, respectivul era copilul respectivului și așa mai departe. Deci pentru ei era ok, dar eu eram cea care întotdeauna trebuia să dovedesc că pot să fac ceea ce pot să fac și să... După vreme, sigur, își dădeau seama că sunt una de-a lor și pot să putem vorbi pe aceeași lungime de undă și știu să vorbesc pe casting și pot să fac bugete și pot să fac munca unui producător, dar am simțit întotdeauna că sunt testată. Cu toate astea, cred că funcționez bine acum în sistem. Cred că funcționez pentru că pe mine lucrurile astea nu m-au intimidat niciodată. Sigur, te irită, dar nu mă intimidează și acum cu atât mai mult, chiar la ultimul film pe care l-am făcut, chiar am vrut să includem o femeie regizoare, pentru că mi s-a părut că este timpul. Sunt la fel mai puține femei regizoare în filmul horror american și am încercat să găsesc pe cineva în care să am încredere și care să facă treabă bună și a fost foarte bine. Mă bucur că s-a întâmplat să dăm, nu cred că oportunitatea, pentru că nu despre asta e vorba, ci să avem pe cineva cot la cot cu ceilalți regizori. Ce vă motivează în continuare? Pasiunea pentru ceea ce facem și pentru film, faptul că nu suntem în stare să facem altceva, nu știm, nu vrem. Și pentru noi este ca și cum ai, ca și atunci când respiri. Deci ai nevoie să faci ceva. Chiar dacă este greu, ai momente în care îți vine să renunți, poate cel puțin o dată pe săptămână. Nu este ușor, este stresant. Munca este continuă cu lunile, cu anii, zile libere puține, weekenduri, lucrezi și în weekenduri. Dar așa este.